Ziua 342 Astăzi au avut loc o mulțime de schimbări importante în Est. Aici, rușii s-au luptat să-și dezvolte operațiunea ofensivă în jurul Soledarului, deoarece ucrainenii au creat mai multe linii de apărare formidabile. Cu toate aceasta, recent rușii au făcut o descoperire foarte importantă, care îi pune pe ucraineni din Bahmut în pericol semnificativ. Pentru a evita acest pericol, ucrainenii ar trebui să înceapă deja astăzi să se pregătească pentru o retragere. După cum vă amintiți, după ce a stabilit controlul de plin asupra lui Soledar, în urma cu aproximativ 2 săptămâni, linia nu s-a prăbușit, denându-le ucrainenilor mult timp să se adapteze și să se regrupeze. Motivul pentru care rușii nu s-au putut extinde rapid spre vest și să înconjureze Bahmut și Siversk este simplu. Ucrainenii au pregătit două linii de apărare chiar lângă Solidar. Prima linie de apărare merge de-a lungul autostrăzii. Partea de sud a acestei autostrăzi merge de-a lungul satului Blahodatne ceea ce s-a dovedit a fi foarte convenabil pentru că ucrainenei ar trebui doar să fortifice acest sat. Partea de nord de aceste de a acestei autostrăzi trece de-a lungul dealului, ceea ce este de asemenea foarte convenabil, deoarece ucrainenei au pregătit un sistem extins de tranșee pe teren înalt. În plus, există un mic râu care separă pozițiile ruse și ucrainene și creează o barieră naturală suplimentară. Aceasta înseamnă că, pentru a se deplasa spre vest, rușii ar trebui să treacă râul și autostrada și să atace pozițiile fortificate de pe munți care nu este o sarcină ușoară. Și asta e motivul pentru care progresul rusei aici a fost extrem de lent. Pe deasupra, chiar dacă rușii o încalcă, există o a doua linie de apărare de-a lungul vârfului dealului. Dacă ne uităm la hartă topografică, putem observa că diferența de cotă a a doua linie de apărare ucraineană și pozițiilor rusești este de aproximativ 100 de metri. O diferență substanțială. De aceea, rușii au decis recent să nu asalteze frontal, ci să încerce să atace Mikolaivka și Vasiukivka. În acest fel se vor deplasa în jurul dealului și, dacă au succes, vor reduce aprovizionarea și sprijinul aparatorilor de pe deal. Până acum, progresele din această regiune nu le-au adus rușilor niciun succes. Există încă o mulțime de obstacole, cum ar fi râurile locale, precum și fortificații ucrainene minore. Astfel încât, grupul ucrainean din Siversk este încă relativ în siguranță. Cu toate acestea, rușii au reușit să prăbușească partea de sud a primei linii de apărare și să-i pună și mai mult în pericol pe ucrainenii din Bahmut. Trupele Wagner au lansat recent o fotografie care arată că au stabilit controlul asupra Blahodatne. Spre deosebire de tranșiere din nord, Blahodatne se afla în zonele joase, ceea ce a ușurat munca atacatorilor. Preluarea controlului asupra Blahodatne nu înseamnă că rușii au tăiat deja linia logistică ucraniană, dar îngreunează semnificativ apărarea porții de nord a Bahmutului. După cum vă amintiți, rușii au luat cu asalt Krasnohora și Parascovivka de aproximativ două săptămâni. Rușii nu puteau folosi decât două axe de înaintare, dinspre est și dinspre sud. Ofițerii militari ucraineni au raportat că situația a fost dificilă, dar stabilă. Și se pare că au avut dreptate, deoarece rușii încă nu au intrat în aceste așezări. Totuși s-a schimbat situația așa cum rușii pot ataca și din nord. Dacă rușii reușesc să intre doar pe prima stradă din nord, ucrainenii ar trebui să se retragă din Krasnohora, altfel rușii le pot efectiv împușca în spate. Deci, ucrainenii au din ce în ce mai puține poziții de apărare la nord de Bahmut, ceea ce ar însemna că ucrainenii din Bahmut trebuie să înceapă să părăsească acest oraș. În opinia mea, ucrainenii au disponibil aproximativ două săptămâni pentru a se retrage în siguranță. Iar după aceea va deveni din ce în ce mai greu să se retragă într-un mod organizat. Și o retragere neorganizată este foarte periculoasă și poate provoca o prăbușire foarte rapidă a linia frontului, ca și cum au pățit o rușii de trei ori. La nordul Chievului, în Kharkiv când au pierdut Liman și în Herson. Ucrainenii înțeleg acest lucru și au pregătit deja multe poziții de rezervă în interiorul orașului. Pregătirea a început în urmă cu aproximativ două luni, când rușii au început să arunce tot ce aveau în Bahmut. Și uite că, din păcate, aceste poziții de rezervă par a fi foarte utile deoarece vor permite să se retragă treptat cu pierderi cât de cât mai mici, în timp ce pierderile atacatorilor vor crește, deoarece vor ataca fortificații relativ proaspete. Să rezumăm, situația din jurul lui Bahmut continuă să se deterioreze. Dacă ucrainenii reușesc să-și mențină în continuare apărarea la nord și la sud de Bahmut, atunci ucrainenii din interiorul Bahmutului se pot retrage cu pierderi minime și pot stabili o nouă linie de apărare în fața lui Ceasiviar. Dacă rușii reușesc să facă o descoperire sau apărarea ucraineană cedează, atunci ucrainenii ar putea plăti un preț foarte mare pentru că nu se retrag la timp. Mulțumesc foarte mult că m-ați acordat atenție. Dacă cumva nu vă scârție vocea mea în ureche, sper să ne auzim și mâine cu vești mult mai bune.